Bine v-am regăsit! Azi vorbim din nou despre fenomene electrice. Întrebarea de data trecută se referea la un bec și o plită legate în serie, așa cum vedeți aici, amândouă fiind aparate care funcționează normal la tensiunea de 220 de volți, dar noi aplicăm pe gruparea celor două aparate o tensiune dublă, 2U, 440 de volți. Și întrebarea era ce se întâmplă. Funcționează amândouă normal, se arde amândouă, se arde unul dintre ele și dacă unul singur care se arde, să încercăm să răspundem la întrebare. Puterea se poate calcula cu produsul dintre tensiune și intensitate. Deci dacă aplic la bornele unui aparat electric tensiunea U și prin aparat apare curentul de intensitate I, atunci produsul dintre această tensiune și intensitatea curentului este puterea. Dar intensitatea curentului se poate calcula cu ajutorul legii lui Ohm pentru o porțiune de circuit cu raportul U supra R. Și atunci puterea se mai poate calcula și, dacă îl înlocuim aici pe I, cu U pătrat supra R. De aici observăm că puterea și rezistența sunt invers proporționale. Cu cât vrem ca un aparat alimentat la o tensiune constantă, despre asta vorbim acum, în cazul în care aparatul ar fi conectat la o baterie, un acumulator, acolo lucrurile sunt altfel. Despre asta vom discuta în punctul 3 al materialului de astăzi. Dar acum vorbim despre niște aparate care sunt alimentate tot timpul la tensiunea de 220 de volți, la o tensiune constantă. Deci în acest caz, puterea și rezistența aparatului sunt invers proporționale. Cu cât vrem ca un aparat conectat la priză să aibă puterea mai mare, cu atât trebuie ca rezistența lui să fie mai mică. Și acum putem să exprimăm rezistențele celor două aparate folosind această formulă. Rezistența becului va fi U pătrat supra puterea becului, iar rezistența plitei va fi U pătrat supra puterea plitei. Și pentru că data trecută am propus să considerăm că puterea plitei este cam de 100 de ori mai mare decât puterea becului, înseamnă că rezistența becului este de 100 de ori mai mare decât rezistența plitei. Deci există o mare diferență între rezistențele celor două aparate. Când două aparate electrice sunt legate în serie, atunci curentul care trece prin ele este același. Am curentul I. Ceea ce înseamnă că tensiunea pe bec se poate calcula cu forma I ori rezistența becului. Iar tensiunea pe plită se poate calcula cu forma I ori rezistența plitei. Și asta înseamnă că tensiunile, în acest caz, vor fi proporționale cu rezistențele. Și înseamnă că ne dăm deja seama că becul are probleme, pentru că rezistența lui fiind de 100 de ori mai mare decât rezistența plitei, înseamnă că și tensiunea la bornele lui va fi de 100 de ori mai mare decât tensiunea la bornele plitei. Deci deja putem răspunde că becul se va arde. Dar haideți să vedem și în alt fel acest lucru. Intensitatea curentului prin cele două aparate se poate exprima din legea lui Ohm pentru această porțiune de circuit. Este 2U supra R bec plus R plită. Iar tensiunea pe fiecare aparat, acum, se poate calcula folosind această expresie pentru intensitatea curentului. Deci vom avea că U bec, tensiunea pe bec, este 2U supra R bec plus R plită înmulțit cu R bec. Iar tensiunea pe plită va fi 2U supra R bec plus R plită înmulțit cu R plită. Dacă împart și numărătorul și numitorul la R bec,
voi avea 2U supra 1 plus R plită pe R back, iar aici voi avea 2U supra R back pe R plită plus 1. Raportul R back pe R plită, am spus mai înainte, este aproximativ 100. Așa am convenit. Asta înseamnă că aici voi avea la numitor 101. Deci tensiunea pe plită va fi 440 împărțit la 101. Dacă ar fi împărțit la 100, ar fi 4,4 volți. Așa este și mai puțin, 4,30 și ceva de volți. Este atât de mică încât plita nu funcționează. În schimb, aici voi avea R plită supra R back, care este 1 pe 100, ceea ce înseamnă că aici la numitor voi avea 1,01, aproximativ 1, ceea ce înseamnă că aproape toată tensiunea aplicată, aproape toți cei 440 de volți sunt pe back, deci backul se arde. Răspunsul este deci că dacă legăm două aparate de puteri diferite, dacă puterile lor diferă mult și aplicăm pe această grupare o tensiune dublă tensiunii nominale a aparatelor respective, atunci cel care se arde este aparatul de putere mai mică, pentru că el are rezistența mai mare. Și acum să trecem la întrebarea de astăzi. Întrebarea de azi se referă din nou la o baterie. Și anume, știm cu toții că bateriile și acumulatorii au o polaritate. Există o bornă pozitivă și o bornă negativă. Întrebarea este dacă leg această baterie într-un circuit și mai pun și alte lucruri în circuit, ce doriți? Pot crea condiții ca cele două borne să-și inverseze polaritatea, adică borna pozitivă să devină negativă și borna negativă să devină pozitivă, ba chiar să pot lega un aparat ținând cont de această nouă polaritate la sursă, în timp ce, repet, ea se găsește într-un anumit circuit. Putem face acest lucru și dacă da, cum? Să trecem acum la rezolvarea unei probleme. Să vedem întâi textul problemei. Avem deci patru becuri identice, legate odată așa cum vedem în circuitul întâi și odată așa cum vedem în circuitul al doilea. Becurile au tensiunea nominală U, aceeași cu tensiunea cu care alimentăm circuitele, cu care alimentăm cele două circuite. Și acum, dacă fiecare bec are tensiunea nominală U, înseamnă că putem scrie că puterea unui singur bec, să notăm cu P0, este U pătrat supra R back, să notăm cu R0, rezistența becului. Deci această putere ar fi puterea unui singur bec când ar fi conectat la tensiunea U. De aici rezultă că rezistența unui bec se poate exprima prin U pătrat supra puterea becului. Și acum să încercăm să calculăm puterea pentru circuitul întâi. Ca să facem acest lucru, trebuie să calculăm rezistența echivalentă a circuitului, de fapt a celor patru becuri. Aici am trei becuri legate în serie, deci rezistența acelei ramuri va fi 3R0, vă amintiți că R0 este rezistența unui singur bec, și aceste trei becuri legate în serie sunt legate în paralel cu al patrulea bec. Deci pot să scriu că 1 supra R, R fiind rezistența lor echivalentă, este egal cu 1 supra 3R0 plus 1 supra R0.
Și asta înseamnă că 1 supra R va fi egal cu, aici voi avea 4 supra 3 R0, de unde rezultă că R va fi egal cu 3 supra 4 R0. Deci rezistența echivalentă a primului circuit, o și notez cu R1, este 3 pe 4 R0. Și acum puterea acestui circuit, P1, va fi U pătrat, pentru că U este tensiunea aplicată pe circuit, împărțită la rezistența echivalentă, la 3 pe 4 R0. Dar raportul U pătrat pe R0 este puterea nominală a unui bec. U pătrat supra R0 este P0. Și înseamnă că puterea P1 se poate scrie 4 pe 3 ori P0. Și acum să găsim puterea pentru circuitul al doilea. Din nou, trebuie să găsim rezistența echivalentă a circuitului. Aici am trei becuri legate în paralel, ceea ce înseamnă că rezistența lor echivalentă va fi R0 supra 3 și apoi legate în serie cu al patrulea bec, deci înseamnă că dacă mai adun și R0, obțin rezistența echivalentă a circuitului. R0 pe 3 plus R0 îmi dă 4 pe 3 R0, deci rezistența echivalentă a circuitului 2 este 4 supra 3 înmulțit cu R0. Și acum pot să calculez puterea acestui circuit, așa cum am calculat și puterea primului circuit, folosind aceeași formulă, puterea P2, puterea celui de-al doilea circuit, va fi U pătrat supra rezistența echivalentă 4 pe 3 R0. Dar din nou observăm că apare raportul U pătrat supra R0, care este P0, este puterea nominală a unui bec, ceea ce înseamnă că puterea în acest caz, deci rezultă că P2 este 3 pe 4 ori P0. P2 este 3 supra 4 pe 0. Și acum putem compara cele două puteri și observăm imediat că puterea în primul caz este mai mare, pentru că ea este 4 treimi din puterea nominală a unui bec, deci este mai mare decât în al doilea caz, pentru că acolo avem doar 3 sferturi din puterea nominală a unui bec. Să mergem mai departe. De azi, vom încerca să răspundem la următoarea întrebare. Care este puterea maximă pe care o sursă reală, de pildă această baterie, o poate da unui circuit legat la bornele ei și ce condiții trebuie să îndeplinească circuitul respectiv pentru ca puterea să fie maximă? Pentru aceasta avem nevoie de formula puterii. Puterea se poate calcula cu produsul dintre tensiune și intensitate. Sau, dacă nu vrem să apară și tensiunea, o putem înlocui folosind legea lui Ohm cu produsul I ori R, R mare fiind aici rezistența circuitului legat la sursă, și obținem că este I pătrat ori R. Repet, pentru că e foarte important, R este rezistența circuitului legat la sursă sau rezistența aparatului electric pe care l-am conectat la sursă. Dar intensitatea curentului, cu legea lui Ohm pentru întregul circuit,
poate fi scrisă E supra R mare plus R mic. Și atunci găsim pentru putere următoarea expresie. Puterea va fi I pătrat, adică E pătrat supra R mare plus R mic la pătrat. Și mai vine înmulțit cu R. Deci, puterea pe care sursa noastră, caracterizată de tensiunea electromotoare E și rezistența internă R mic, o dă unui circuit de rezistență R mare, are această expresie. Să încercăm să vedem cum arată graficul putere funcție de rezistența R mare. Păi întâi să ne gândim la cazul în care rezistența este 0. Dacă rezistența este 0, puterea este 0. Se vede din formulă. Ceea ce înseamnă că graficul nostru trebuie să plece din origine. Dar care este sensul fizic? Ce înseamnă că rezistența este 0? Rezistența exterioară 0 înseamnă scurt circuit. Adică pur și simplu atingem cele două borne ale bateriei cu un conductor metalic, care are rezistența practic 0. Și dacă are rezistența 0, atunci curentul în acest caz, curentul să-l numim curent de scurt circuit, va fi E supra R mic. Și de fapt va fi cel mai mare curent pe care sursa îl poate da unui circuit. Dar tensiunea la borne este E minus I ori R mic. Și dacă în loc de I, acum, pun curentul de scurt circuit, voi avea E minus E supra R mic ori R mic, R mic se simplifică și găsesc că tensiunea la borne la scurt circuit este 0. Ei, din această cauză nu avem putere. Avem intensitate, ba chiar avem cea mai mare intensitate pe care o poate da sursa, dar nu avem tensiune. Și produsul U ori I, adică puterea dată circuitului exterior, este 0. Deci, graficul pleacă din origine. Bun. Ce se întâmplă când rezistența tinde la infinit? Când rezistența tinde la infinit, din legea lui Ohm pentru întregul circuit, observăm că intensitatea curentului tinde la 0. Deci vom avea tensiune, dar nu vom avea intensitate. Și puterea va fi din nou 0. Ce înseamnă de fapt că rezistența este infinită? Înseamnă că circuitul e deschis. Acum, de pildă, rezistența dintre cele două borne ale bateriei este infinită, practic. Pentru că avem aer între borne și la tensiune de 4,5 volți, aerul este un izolator perfect. Deci circuitul este deschis, nu avem curent. Ceea ce înseamnă că graficul nostru, în concluzie, pleacă de la 0 și tinde asimptotic la 0 când R tinde la infinit. Păi înseamnă că trebuie să aibă un maxim. Înseamnă că trebuie să aibă o formă cam așa. Crește, atinge un maxim, după care tinde asimptotic din nou la 0. Și asta mai înseamnă că există o valoare a lui R mare, un semn întrebări aici, pentru care puterea este maximă. Ei, tocmai această valoare vrem să o găsim. Când avem probleme de maxim sau minim, probleme de extrem, avem la dispoziție mai multe metode pentru a le rezolva. Una este cea a funcției de gradul 2. De pildă, în cazul nostru, putem scrie așa. P pe lângă R mare plus R mic la pătrat este egal cu E pătrat ori R mare. Sau P pe lângă R pătrat plus de 2 ori R mare R mic plus R mic pătrat minus E pătrat ori R mare egal cu 0. Desfacem parantezele și avem P ori R pătrat plus 2 P R mare R mic plus P ori R mic pătrat minus E pătrat ori R mare egal cu 0. Și avem o ecuație de gradul 2 în R mare.
să o ordonăm după puterile lui R mare, avem P ori R pătrat și avem doi termeni în care apare R mare, așa că dăm factor comun pe R mare, plus 2PR mic, 2PR mic, minus E pătrat, totul ori R, și mai avem termenul plus P ori R mic pătrat egal cu 0. Deci avem această ecuație de gradul 2 în R mare. R mare este variabila. Nu uitați că asta vrem să găsim. Care este valoarea lui R mare, adică circuitul exterior, pentru care puterea va fi maximă. Dacă îi dăm lui R valoarea minus B supra 2A, ca să vedem unde este maximul acestei funcții de gradul 2, unde B este coeficientul lui R și A este coeficientul lui R pătrat, atunci, dacă facem calculele, nu fac toate calculele pentru că nu vreau să plictisesc cu calcule, vom găsi următoarea relație. Dacă îl înlocuim pe R având această valoare în ecuația de gradul 2, vom găsi că E pătrat este egal cu 4 ori P ori R mic. Și acum, noi vrem să-l găsim pe R mare, să găsim expresia, valoarea lui R mare. Păi hai să vedem cu cine este de fapt egal cu R mare, dacă facem substituția aici. Ca să n-am minus în față, în loc de 2 pe R minus E pătrat, voi scrie E pătrat minus 2 pe R și asta e B și supra 2A, adică 2P. Ei, acum, dacă în loc de E pătrat voi pune această valoare, voi găsi că R mare este 4 pe R mic minus 2 pe R mic supra 2P. 4 pe R mic minus 2 pe R mic este 2 pe R mic. Dacă simplific fracția cu 2P, găsesc că R mare trebuie să fie egal cu R mic. Deci valoarea circuitului, rezistenței circuitului exterior legat la sursa noastră, trebuie să fie egală cu rezistența internă a sursei și atunci vom avea puterea maximă. Dar v-am spus că există mai multe metode de rezolvare a problemelor de maxim sau minim. Altă metodă este cea a derivatei. Dacă ne uităm la formula puterii, observăm că E mare și R mic sunt constante, sunt caracteristicile sursei. Deci puterea dată circuitului exterior depinde doar de R mare. Și atunci facem derivata de P pe dR mare, care va fi E pătrat ori R mare derivat E pătrat pe lângă numitorul nederivat R mic plus R mare la pătrat, minus E pătrat ori R înmulțit cu 2 R mare plus R mic și totul supra R mare plus R mic la puterea a patra. Acolo unde derivata se anulează, avem un extrem al funcției noastre. Și atunci, dacă luăm numărătorul și punem condiția să se anuleze, se vede că se poate împărți la E pătrat și la R mare plus R mic și atunci rămâne R mare plus R mic minus 2 R mare egal cu 0. Și de aici se vede din nou că R mare este egal cu R mic. Adică am ajuns la aceeași concluzie.